destul de rău, că a fost o muiere cu minte și o muiere înțeleaptă. Câtă lume o făcut bucuroasă că i-a dus din țări străine și s-a întâlnit de atâția ani. Dar divorțurile astea nu-s bune, fac atâția copii nenorociți, supărați. Foarte rău. No, păi Andreea Marina, mă iar începe și face emisiune. No, dar păi eu înțeleg că face emisiune, că trebuie să facă ca la serviciu și trebuie să capete bani, dar păi prima dată i-o divorțat și acum e vrea să îi împace și întreabă, îi spitește pe aceea că de ce și cum. Divorțurile astea nu-s bune, nu-s bune nici cum. No, bine, dar păi dacă nu-s bune, păi dă-i în supărare, atunci după ce se leagă la oaltă. Că sufere copiii. Apoi fac copii de plăcere cu bărbață care le place și apoi atunci îi țin și ioi. Mircea Badea, ala ce acolo la televizor mai spune știri, mai pune ponturi de ale, știu, are ce de el. Da, păi nu știu nimica. Da, păi nici nu ne interesează. Cam atâția pătăte posturile cât îs. Dar cine îi cunoște pătăți? Destul de rău că pun atâtea acolo și copiii nu mă învață rele, nu învață bune. No, cred că este aia la cu șpagatul, cu sfoara, dar n-are păvinul în coce, n-are farmec. Pe mine nu mă interesează. No, Bianca Drăgușanu, pusul s-o învileag la tătă țara. Dar păi bugă de rău dacă s-o pude, că am un spretin, 2-3 ani de zile, 10 ani și apoi să cunună și să căsătorim. Și după aia măr și fac avorturi. Și apoi... Și fac uspăți și așteaptă copii. Nu, no, apoi o fă bine ce-o făcut. Păi nu a făcut bine, dar păi nu trebuie să puie să vadă toată lumea. Ea, dar să nu se povestească, că și că s-a dus la spital și dă spitalul în tribunal. Pe cum? Spitalul o chemat. Destul de rău. Păi nu numai ei așa, că câte sunt de ale. Dar ale n-ar trebui să le puie la televizor, să le vadă lumea. Să pui acolo să îndete tinerii și să se deștepte, să vie la lucru, să lucre, că rămâne pământul nelucrat. Nu, știu, cu unghiile liptite și feștite și cu buzele ca... Doamne, iartă-mă, ca două buși de cur. Dar ce gândești? S-or vine ție să-ți lucre. Nu să-mi lucre mie, să-și lucre lor... Păi le lucră, dragă, cu pieile gole și cu buzele și cu... A, ce știi dumneata, mu? Ala-i chelul și cu barbă, chelosul. E chel și poate și-a e tot divorțat.